Domn Postică, bine ați venit! Bună ziua! Eu, când am văzut barca asta, m-am gândit că poate aparține vikingilor, că prea așa e asemănătoare. Povestiți-ne mai multe despre această barcă. Care au fost emoțiile pe care le-ați simțit când ați văzut-o? Da, nu se exclude să fie și a vikingilor. Pentru noi, descoperirea acestei bărci a fost așa un eveniment major, fiindcă asemenea piese de patrimoniu cultural vin la muzee foarte, foarte rar. Și în Republica Moldova, până la momentul actual, avem o barcă descoperită lângă Măcărești, care se află în muzeul de la Ungheni, și o jumătate de barcă, așa, o barcă ruptă, se află la Binder. Barca care a fost descoperită recent lângă satul Pohoceni, raionul Ninoi, s-a păstrat practic integral. Dar unde anume a fost găsită? Sau cum? Din câte știm, e un amator care a făcut niște scufundări. Adică, unde au găsit-o? Da, știți, cândva, când eram elev, eram în tabără la Pohoceni și ne scăldam pe plajă. Această barcă a fost descoperită în fața acestei plaje, unde copiii, deci, în fiecare an, deci, se scăldau. Lumea poate și o atingea cu picioarele, dar poate credeau că e o buturugă sau ceva. Da, cum, ea se afla undeva la vreo 30 de metri de la mal, așa, și era prinsă în fundul râului, în mâl, așa. Respectiv, în mare parte era acoperită cu mâl, da, o parte, partea de superioară, era dezvelită, dar oricum era sub apă. Și faptul că era în apă, deci a condus la ceea că ea s-a conservat. Lemnul se conservă, deci în apă. Asta e uimitor, că e lemn care s-a păstrat atâta timp. Domnul Postică, dar care e procedura, de exemplu, ce face mai departe cu această barcă? Se va supune unei expertize? Avem noi oare experți sau, eu știu, utilaje care ar putea să ne ofere mai multe informații? Sau trebuie, nu știu, mai expediată într-un laborator pe undeva prin Europa? Da, ar fi bine să fie într-un laborator, dar laboratoare de acest gen noi nu avem, așa, și cel mai apropiat laborator ar fi în România, dar transportarea costă foarte mult și este o procedură anevoioasă. Cu toate acestea, noi ne-am consultat, cunoaștem metodele de conservare a lemnului, așa, în cazul dat, a lemnului. Deci lemnul care este extras din apă, dacă este lăsat în voia sorții, deci el în câteva zile deci, se distruge. Și în acest context, noi am luat anumite măsuri la Muzeul Național. Barca a fost amplasată deci, într-un spațiu, într-un pavilion deschis, unde se aerisește, trebuie să aerisească. În al doilea rând, am luat măsuri ca să nu fie contaminată cu alți agenți patogeni biologici și, în continuare, urmează două etape de conservare. Deci, prima etapă deci este, așa se spune, dezinfectarea lemnului, fiindcă lemnul poate să conțină ciuperci, așa? Exact. Poate să conțină deci alți agenți biologici și atunci noi trebuie să luăm măsurile ca să facem procedura de biocidare. Deci sunt anumite substanțe chimice speciale cu ajutorul cărora deci se face această biocidare. Deci se curăță de patogeni, de agenții patogeni. Și după aceasta noi trebuie să o păstrăm permanent în stare umedă. Și, în continuare, urmează o procedură de conservare a lemnului. Dar conservarea se petrece tot cu o substanță specială care va fi adusă din Italia. Deja, deci, procedura s-a pornit. Și, în contextul acestei proceduri, sunt două lucruri. În primul rând, deci, trebuie să stea circa 6 luni într-o covată mare, plină cu
acest lichid, da, și acest lichid, pe de o parte, va contribui la extragerea apei din acest lemn istoric și, de altă parte, la conservarea fibrei lemnoase. Și iată, după ce vom face această procedură, deci noi vom putea să expunem în aer liber, deci acest obiect de patrimoniu. Dar ce o să scriem la informație acolo? Ce-i cu obiectul ăsta? De când e? Cum e? Cui a aparținut? Cum o să aflăm acest lucru? Da, deci este o monoxilă. Deci monoxila reprezintă o barcă care a fost cioplită dintr-un trunchi de copac. Deci a fost doborât copacul și acest trunchi a fost prelucrat, cioplit și iată, avem această barcă. Are de experții ar putea să ne spună din ce lemn anume, din ce copac anume a fost? Da, sigur, noi încă o să mai discutăm acest moment, dar din preliminar, după cum am constatat, deci este vorba de lemn de stejar. Wow. Da, deci preliminar așa, dar oricum... Sunt două proceduri în acest context. În primul rând, procedura de stabilire deci, a lemnului, așa și a doua procedură de stabilire a vârstei. Exact. A vârstei. Cea mai bună procedură este procedura dendrocronologică. Dendrocronologia, deci este o știință care stabilește vârsta lemnului după inelele deci, care le are copacul. Deci noi fiecare am tăiat cândva copaci și cunoaștem că sunt aceste inele. Deci pe baza acestor inele, deci poate fi stabilit exact până la un an, deci vârsta deci, acestui lemn, când a fost tăiat acest copac. În Republica Moldova nu avem un laborator de dendrocronologie, însă există în România, la Suceava, un laborator specializat de acum de vreo 10-15 ani, care are o experiență bună și acest laborator a creat o scară cronologică pentru zona Carpato-Danubiano-Nistriană. Deja este așa o scară cronologică și... pe baza acestor analize se poate destabili. Dar aceasta înseamnă trebuie să tai lemnul, așa, ceea ce noi nu putem face. Exact. Și atunci este a doua procedură, A doua procedură, a doua metodă, deci este metoda radiocarbon. Este o metodă prin care se ia o porțiune mică de lemn și prin metode radioactive în laboratorii specializate se poate stabili plus minus, așa. Deci urmează cu alte cuvinte... Vârsta, da, vârsta. Urmează cu alte cuvinte, domnule Postică, vom rămâne surprinși când vom afla și rezultatele expertizei. Totodată dumneavoastră reprezentați o instituție care se bucură de o popularitate imens, aveți foarte multe exponate în cadrul muzeului, care totuși este cel mai vechi. Mereu am fost curios să aflu. Păi, cele mai vechi sunt piesele de patrimoniu care le atribuim epocii paleoliticului. Și în Republica Moldova cele mai vechi piese din epoca pietrei, conform ultimilor descoperiri din ultimii 10-15 ani, datează circa 650.000 de ani. Wow. În opinia unor specialiști, siturile respective, stațiunile respective descoperite deci în zona Nistrului ar putea ajunge chiar până la un milion de ani. Așa. Extraordinar. Dar așa, deci noi apreciem la moment așa circa 650.000. Deci este vorba de unelte din silex, toporașe din silex, astea sunt cele mai vechi. Putem să le puteți admira toate aceste exponate la Muzeul Național de Istorie. Și o ultimă întrebare, la fel care îi macină pe mulți. Muzeul achiziționează sau cumpără exponate de la persoanele fizice care, iată, a dezgropat în grădină un, nu știu, ceva? Sunt două metode de a completa
patrimoniu muzeal. Deci prima metodă este prin cercetare științifică, metodică, de exemplu prin săpături arheologice sau prin cercetări de arhivă, și a doua metodă prin achiziție. Achiziție de la persoane fizice, de la persoane juridice, de la populație. Achiziția, deci, poate să fie făcută prin două metode. Prin donație, deci persoana respectivă donează muzeul, se face un anumit act, așa, în care se stabilește că el a donat această piesă și, respectiv, numele lui, deci, intră în istoria, deci, muzeului, așa. Și a doua metodă, deci, prin procurarea, achiziție prin procurare. Deci, când este vorba de procurare, dacă este o piesă, sunt piese foarte importante, deci de interes național, atunci în cadrul muzeului există o comisie specială de achiziție. Și obiectul respectiv să fie, deci, analizat. Este analizat, este apreciat și se stabilește, deci, prețul de achiziție. Iată. Și conform acestei decizii a comisiei, deci se achiziționează și se completează patrimoniul. Există încă o metodă, deci, care ține de descoperirile întâmplătoare, așa, cunoscute sub numele de comoară sau tezaură, așa, descoperire întâmplătoare. Ei, conform legislației Republicii Moldova, totul ce se află în pământ, deci, aparține statului, totul. Dar dacă s-a făcut o descoperire întâmplătoare, așa, întâmplător, s-a săpat o groapă, s-a... Au schimbat o țavă. Da, da, o țavă. Și atunci, în cazul dat, persoana care a făcut această descoperire, deci un tezaur important, așa, beneficiază conform legii privind protejarea patrimoniului arheologic din 2010 și conform codului civil de o plată în mărime de 25% din costul piesei descoperite sau tezaurului descoperit. Da. Domnule Postică, ce să zic? Ne-ați informat și acum, nu știu, chiar dacă vom avea norocul să descoperim un exponat, ar fi bine, doamnelor și domnilor, să-l donăm muzeului și să intrăm în istoria, așa cum a făcut amatorul care a găsit această barcă. Domnule Postică, noi vă mulțumim pentru prezență. Felicitări cu această găselniță. Sperăm să fie una de vikingi și să fie unicul exponat doar la noi, în Chișinău. Da, vă mulțumim și vă mai așteptăm la noi. Mulțumesc și eu, și noi sperăm să fie o barcă, deci, care se datează din secolul 90.